De aici pornește foarte bine. E atât, exact, un pic mai înaltus ca tine. E frumos. Vrei ceva mai bogat? Am ceva mai bogat. Chiar dacă au mai rămas doar două zile până la ajunul Crăciunului, este forfotă mare în piețele din Iași, aici unde ieșenii caută cel mai frumos pom de Crăciun. Iar comercianții spun că în aceste zile sunt cele mai multe vânzări. Bun, e frumos! Din păcat la presc el. Aici un pic dezvelit în sus, da? Normal, cam o leacă mai mare decât mine. Cam câte locuri? Vreți brad natural? Mereu aveți brad natural de sărbători? Da, da. Și așa, pe ultima 100 de metri? Pe ultima 100 de metri, pentru că... Cum sunt ziua de azi, până ajunge tate din străinătate, acum putem să facem noi cumpărăturile. De obicei iau cam cât e o cameră, 1,75 m până în 2 metri. Câți brazi aveți în vânzare? 150 de brazi. De unde sunt aduși? Din Danemarca. Acesta este cel mai înalt brad din piața din Alexandru, care are 3 metri și se vinde cu 200 de lei. Comercianții se plâng de vânzări mult mai slabe anul acesta comparativ cu ceilalți ani. Pentru a reuși să îi vândă pe toți, unii dintre ei au coborât prețul de la 200 la 100 de lei. Cei mai ieftin brad la 100 de lei. S-ar putea să rămână brăduța anul ăsta. S-ar putea să rămână. Dar anii trecuți au rămas? Nu, anul trecut s-au vândut toți brăduți. Niciodată nu-i târziu, da? Mi-a lăsat pe ultima 100 de metri? Funcție și de timp. Cine o să vă ajute să împodăbiți bradul? Avem aici Crăciunița. Toată lumea, copiii, nepoții. Un pic mai înalt ca noi. Da, asta e reperul. Să ajungem să punem globurile. În Iași aproape toți brazii din magazine s-au vândut, iar unicul loc unde mai puteți găsi sunt piețele. Anul acesta prețurile au crescut comparativ cu ceilalți ani cu aproximativ 30%.